Abonați-vă la Kitoons și lăsați distracția fără sfârșit să înceapă! Îmi plac mult picturile tale, Alexia! Dar n-a venit nimeni! Sunt mai demodată decât perucile blonde! N-am să mai pictez niciodată! Trebuie să o înveselim! Am! Nu e momentul să faci poze, Lady Gigi? Hai să vezi! Expoziția asta o să fie un succes! Ham, ham! Salut! Suntem animăluțele cele mai pasionate de coafuri! Ne bucurăm de aventuri din plin! VIP Best! VIP Best! Prieteni! VIP Best! De ne oprit când suntem împreună! Coafuri și aventuri! I love VIP Best! Aproape Victor! Sunt cea mai slabă artistă din lume! Oh, să vedem! Ce grozav! Mai mult de 200 de like-uri pe Insta doc pentru expoziția mea! Sunt un star! N-au fost prea multe like-uri! Nici o grijă! Voiam doar să o înveselim! Uite, scrie acum! Vă mulțumesc, urmăritori! E clar că aveți un gust impecabil! Se pare că funcționează! Și vă face plăcere în continuare arta mea cu mai multe picturi! Acum. Nimic! O să vedeți! O să uite! Ce relaxant! Muzica clasică care îmi hrănește sufletul! Muzica pop hrănește corpul! Uite cum îmi port noua coafură! Nu e tare? Haide, Chiara! Hai cu mine! Mult mai bine! E foame! Termină! Îmi inhib inspirația! Trebuie să termin tot pentru noua mea expoziție! Mi-a amorțit slăbuța! Aproape am terminat! Nu mișcați! Nu din nou! Nimănui nu-i plac picturile mele! Sunt un eșec! N-am să mai pictez deloc! Și acum? Să mă gândesc! Nu! Nu mai vreau idei de la tine! Ce e asta? Wow! Ce pensulă frumoasă! Oh! Un bilețel! Cel mai frumos cadou pe care ți-l putem face! O pensulă cu numele tău pe ea și o dedicație specială! De la prietenele tale, ca să știi că picturile tale dau lumii noastre culoare! Dar nu mai am culori pentru nimeni acum! Oh, nu! Ne-a trimis pensula înapoi! Și acum? Oh, nu știu, dar trebuie să ne grăbim. Alexia tocmai și-a scos pensulele la vânzare pe de la lăbuță la lăbuță. Devine serioasă treaba, nu putem permite asta. Stați, am o idee. Voi încerca să cumpăr tot ce vinde. Tu glumești? Totul e foarte scump. O să vedeți. Bună, Alexia, mă interesează lucrările tale. Hai să ne vedem. Și acum o să mergem la Fabio. Uite, ăsta e dansul șarpelui. Tare mișcare! 10 puncte! Și ăsta e un demi-plie. Am să-ți dau o notă mai bună pentru că te-ai străduit. Fabio, suntem aici. Lumea e așa nepunctuală. Unde-i cățelușa pe care trebuia să o întâlnesc? Bună, Alexia! E atentă! Nu-i așa că te inspiră? Nu! N-am să mai pictez niciodată! Uite ce coafură magică! Lasă-mă în pace! Nu!
prea multă frumusețe! Nu vreau să pictez! Dacă chiar îți place să pictezi, atunci trebuie să o faci, indiferent de ce cred ceilalți. Adevărat! Ai dreptate! Oh. Dar nu am cu ce să pictez! Îți lipsea asta, cea mai bună pensulă! De la cele mai bune prietene din lume! Și acum, mișcați! Gata! Sunt grozave! Dar tu nu arăți prea grozav! Nici o grijă! Va trebui să merg la Fabio! Bună, Fabio! Trebuie să mă ajuți! Oh, ce groaznic! Vino aici! Bună! Tu trebuie să fii Alexia, artista! Da! Și tu cine ești? Mă numesc Chiara și visul meu e să fiu actriță! E cățelușa noastră! Încercăm noi coafuri pe ea în fiecare zi! Dar acum e rândul tău! Haide! Și acum, tușa magică! Exhibition style! Ah, ești așa drăguță! Ham! Știu eu ce să fac cu picturile tale! Arătăm grozav! Îmi place mult, Alexia! Expoziția va fi minunată! Lumea abia așteaptă să intre! Fantastic! Ne mai trebuie încă ceva... Ce anume? Muzică! Ce tare! I love VIP Pets! Bună, fetelor! Cadoul pentru Juliet e aproape gata! Vă arăt imediat! Nu vedem nimic, Alexia! Nu e grozav? Titlul e Seara aniversară la Glam City! Vă place? Îmi place mult! Și eu am un cadou pentru Juliet! Am compus un cântec, dar m-am blocat la versul ăsta. Știți ceva ce rimează cu manechin? Eu am pregătit o ședință relaxantă de yoga pentru Juliet. Atenție, vă rog! E o petrecere aniversară pe plajă într-o oră. Tocmai am trimis invitațiile și am deja 40 de confirmări. Yay! Salut! Suntem animăluțele cele mai pasionate de coafuri! Ne bucurăm de aventuri din plin! Petrecere aniversară! La mulți ani, Muriel! Muriel? Cine-i Muriel? Patiseria mi-a trimis un alt tort! E îngrozitor! Dacă citești în timp ce-ți miști capul, abia poți vedea numele! Deși... amețești puțin... Dar nu-mi pot sărbători ziua cu tortul altcuiva. Am cunoscut odată pe cineva care și-a sărbătorit ziua cu tortul altcuiva și a doua zi s-a dus la salonul de coafură și s-a vopsit blondă din greșeală și a trebuit să stea așa 3 luni. E blestemul tortului aniversar greșit! Trebuie să fie la patiserie. Intrăm prin ușa pentru animale și verificăm toate torturile fără să ne vadă nimeni. Haideți! Da! Da! Întoarcem asta la stânga, împingem în dreapta, 2 bătăi și... Ar trebui să chemăm un expert. Draga mea, nu ne... trebuie! Eu sunt un expert. Unchiule, eu cred că... Gata! Hai să-l încercăm. Chiara, te rog. Ce-ar fi dacă l-am încercat pe altceva înainte? Bună idee! Da, prosopul ăsta e încă puțin umed de când am uscat părul Chiarei. Gata! Se usucă în 3 secunde! Cine e geniul acum? Cine și-ar fi imaginat că o să livreze tortul așa repede? Nu o să găsim tort!
La revedere, părlucios! Bun venit, plete blonde! Haide, nu poate fi așa greu! Trebuie doar să găsim tortul înainte de petrecere. Mai avem timp! O să fie un dezastru! Nu, îl găsim! Câte aniversări pot avea loc în același timp azi în Glam City? Păi puține! Trebuie să ne împrăștiem și să verificăm locurile. Sigur o să-l găsim. Nu suntem noi VIP Pets? Suntem! Hai să găsim tortul! Am numărat mai mult de 30 de aniversări pe o singură stradă. Am zis la mulți ani unei Buriel, Luriel și Juriel. Nu fi tristă, Juliet. O să găsim o soluție. Cred că am o idee ca să rezolvăm problema. Vă trimit locația. Da! Ăsta e planul. Dacă nu găsim tortul dispărut, îl reparăm pe cel pe care l-avem. Wow! Ce idee bună! Am tot ce trebuie ca să-l reparăm. Trebuie să-l repar înainte să vină unchiul meu. E fantastic! Tehnica asta se numește spălare fabioloasă. Unchiule, ai părul ud. Se poate rezolva cu aparatul ăsta. Păi, unchiule, eu cred... Cel mai bine e să încerc reparația făcută pe mine. Un piculeț de uscare și un uragan uriaș pentru salonul de coafură al lui Fabio. Deci... Perfect! A funcționat! Sigur că a funcționat! Acum o să încerc să repar rețeaua electrică și conductele. Sunt cel mai bun! Cel mai bun! A fost cât pe ce! Tortul e reparat! Arată extraordinar! Oh, nu! Petrecerea va începe în curând și nu putem merge pline de frișcă! Repede! Mergem la salonul de coafură și tortul trebuie livrat printr-un curier ultra-rapid! Gata! Da! VIP Pets nu renunță niciodată! Haide, Juliet, intră! Fetelor, apreciez efortul vostru, dar e imposibil ca Fabio să ne coafeze pe toate! Nu ne coafăm, Juliet! Azi e ziua ta și tu vei fi în centrul atenției! Dar... Da, da, da! Ne iubim mult și suntem cele mai tari, dar nu e timp! Nu e timp deloc! Fabio, am nevoie de tine! Absolut! Birthday style. Oh, ce bine arăți! Uite tortul! Oh, nu! Tortul s-a stricat pe drum! Uitați-vă la tort și uite ce meți aveți! Dar de ce râzi? E îngrozitor! Aniversarea ta e compromisă! Cum? Dar a fost cea mai tare aniversare! Mi-am petrecut toată ziua cu prietenele! Haideți, fetelor! Hai să ne distrăm! Apropo, Juliet, ți-am făcut un tablou! Oh, iar eu am pregătit o ședință de yoga doar pentru tine! Și eu ți-am scris un cântec! Bine, bine, fetelor! Dar nu mai vreau tort! Unde e Alexia? Târgul de vechituri s-a deschis acum o oră. Dacă întârziem, nu mai prindem zgarda aia pe care am văzut-o. Bună! Care-i graba? Târgul de vechituri nici nu e grozav. În plus, am un prieten care lucrează la unul mai bun. De unde nemulțumirea asta? Nu am chef să merg și basta. Alexia, am așteptat o jumătate de oră. Nu poți face asta. Nu exagera. Dacă mă scuzați. Și acum te duci la salonul de coafură? Trebuie să mergem la târg. Ce e cu ea? Salut! Suntem animăluțele cele mai pasionate de coafuri. Ne bucurăm de aventuri din plin. VIP Pets, de neoprit când suntem împreună. Coafuri și aventuri. I love you.
deja? Ușor, fiecare la rândul lui. Serios, cu fiecare zi durează tot mai mult la salonul ăsta. Ce? Dar de ce spui asta? Pentru că ți-au veșnicie să-mi faci părul. Nu e adevărat, mereu suntem foarte rapizi. Păi, cred că ți-a foarte mult. M-am plictisit. Îmi pare rău, Alexia, dar mă faci să folosesc super loțiunea fără nemulțumiri. Ce mi-ai pus în păr? Miroase urât. Ce-a fost asta? Loțiunea! De acum încolo, de fiecare dată când te plângi de ceva, se va auzi un bip. Nu poți să faci asta! Alexia, termină! Știi ce? Nici nu mă plâng, plec de aici! Nu mai suport! Cea mai tare zgardă! Da, dar nu avem decât una. Dar am zis că o împărțim, nu? Așa e, trebuie să tragem la sorți. Altcineva ar trebui să poarte prima. Nu mă deranjează dacă sunt ultima. Drăguț, să vedem. Gwen, scoate-ți garda și hai să tragem la sorți. Ha? Unde s-a dus? E în regulă, fetelor. Cred că o va aduce mâine. A doua zi dimineață. Bună, fetelor! Ești gata să tragem la sorți? Cine ia zgarda azi? Ha? O secundă, eu, de fapt, voiam să vorbesc cu voi despre zgardă. Cred că ar trebui să o păstrez. Poftim? Am mai mare nevoie de ea decât voi, pentru concerte. Îmi dă un aspect perfect. O să găsim una nouă care să vă placă. Nu-i corect. Zgarda asta e pentru toate. Ce bătaie de cap? Nu vreau. Juliet, și tu? Gwen, te rog, dă-mi zgarda. Și am să vă dau pe rând. Dacă mai aud că vă plângeți, loțiunea super secretă și pipuri pentru toate. Nu pipul. Sper că ați avut o seară bună. Păi, nu prea. Ne-am dus la târg și mai era o singură zgardă. Câtă drama. Păi, mie mi-este destul de greu. De fiecare dată când mă plâng de ceva, se aude un bip îngrozitor. Vă rog, ajutați-mă! E un chip! Fetelor, știu cum să rezolv problema Alexiei. Să mergem la plajă, vă povestesc totul. Fetelor, Fabia? Fabio? Se pare că nu e nimeni aici. Zgarda! Tare! Fetelor, fiți atente la mine, vă rog. Hai să o ajutăm pe Alexia să nu se mai plângă așa mult. Sigur, am așa multe vârfuri despicate de la atâta stres. Ca Alexia să fie mai pozitivă, trebuie să-i amintim de lucrurile care îi plac ca să nu mai fie așa nemulțumită. Să ne gândim. Să vedem. În loc să se plângă pentru că a trebuit să-și aștepte rândul la salon, se poate gândi la rezultatul final superb. Foarte bună idee! Asta e! Dar ne mai trebuie idei! Să o sunăm pe Alexia! Bună, Alexia! Urmează să-ți trimit poze cu lucruri care-ți plac ca să te uiți la ele, în loc să te plângi de orice. Mesaj? Tablouri cu lor creioane! Le ador! Ce drăguț! Nu se mai aude niciun bip! Mersi, fetelor! Păi, problema Alexiei e rezolvată. Dar cine ia zgarda azi? Ce e? Zgarda a dispărut. A luat-o cineva. Sigur a folosit intrarea secretă. Există un singur suspect. Alexia a luat zgarda după ce am ajutat-o? Ce? Nimic. Cum de s-a schimbat așa mult? Ce se întâmplă cu Alexia? Ce e asta? Bună, fetelor! Sper că v-au plăcut zgărzile! Îl mai țineți minte pe prietenul care lucrează la un târg? Păi, i-am dat zgarda și ne-a făcut câte una pentru fiecare, în culorile preferate! Pentru prietene adevărate! Și dacă nu vă supărați, mai am un singur lucru de făcut.
Creative style. Îmi place! Loțiune îndepărtată. Pot avea încredere că nu te mai plângi de acum înainte? Da, sigur. Nu e deloc grozav să fii nemulțumit. Și nici să avem o singură zgardă n-a fost prea grozav. Oh, nu! Bipul! Ești sigură că grozav nu e o nemulțumire? Sigur că nu e o nemulțumire. Doar v-am păcălit. I love VIP Pets! Bună, dragi urmăritori! O foarte importantă sărbătoare internațională se apropie deja! Halloween! Da! O noapte în care spiritele se întorc pe pământ și... Și nu e nimic mai frumos decât să o petreci cu BFF. Înseamnă cele mai bune prietene. Să vă distrați! Pa și ham! Salut! Suntem animăluțele cele mai pasionate de coafuri! Ne bucurăm de aventuri din plin! VIP Pets! VIP Pets! VIP Pets! Te ne oprim când suntem împreună! Coafuri și aventuri! I love VIP Pets! Halloween! Nu vă speriați! Cred că am să ajung la mall mai devreme dacă o iau pe scurtătura asta. Haide, Lady Gigi! E doar o alee întunecată și sinistră. Monștrii nu există! Trebuie să fie o explicație! O explicație! Ce coșmar! Monstrul a fost așa înfricoșător încât mi s-a ridicat părul pe cap! Din fericire a fost doar un vis! Am să dau bună dimineața urmăritorilor mei! Deci nu a fost un coșmar? Ce mă fac cu părul meu? Halloween! Sărbătoarea mea preferată! Dovleci, bomboane, filme de groază! Anul ăsta am să câștig premiu pentru cele mai bune decorațiuni! Vor da salonului meu un aspect înspăimântător! Îmi lipsesc unele elemente! Dovlecii ăștia sunt foarte copți! Vor putrezi! Am o idee! Bună, Juliet! Aș vrea să-mi dai un sfat. Ce ai face tu cu o grămadă de dovleci copți? Film! Pentru toată anul! Ce idee bună, Juliet! Treci pe la salon mai târziu și am să-ți dau un borcan. Mi-ar plăcea! Pe curând! Chiar dacă a fost un monstru adevărat... A fost adevărat! Uite-te la părul meu! Ar trebui să mergi la cumpărături! Monștrii, nu ies la lumina zilei. Dar dacă ies totuși... Dacă iese vreun monstru, ai prietenele alături care să-l muște de glezne. Fetelor, sunteți fabuloase. Uite ce am găsit, Lady Gigi. Cu asta o să arăt super tare. Arată minunat. Mersi, dar voi arătați și mai bine. Asta pentru că nu ai avut timp să-ți faci machiajul. Hai să căutăm monstrul. Haideți, fetelor. Da, vin acum. Acum, partea cea mai importantă. Și dovlecii mei? Uite, unchiule, am făcut gem din dovlecii care erau pe cale să putrezească. Poftim? Erau pentru decorațiuni. Ce dezastru! Nu mai aveau dovleci la magazin. Au! Degetul meu! Trebuie să existe o soluție. Pe aici, după mine.
fost pe cutia asta! A fost pe cutia asta! A fost... Bine, Lady Gigi! Inspiră! Expiră! Uite, e Lady Gigi! Să mergem la ea! Lady Gigi! Oh, nu! Urmăritorile mele! Așa nu mă pot vedea așa! Îmi place stilul tău! Te iubim! Unde se duce? Nici o grijă! Am eu o idee! Vrei să fii să guști puțin gem? Gem? Dar cum o să-mi rezolve asta părul? Oh, stai! Fabio? Fabio! Și pentru că i-am folosit să fac gem în loc de decorațiuni, e foarte trist. Am eu o idee! Treaba cu dovlecii e un dezastru! Un dezastru! Bună, Fabio! O zi rea pentru păr, draga mea! Păi, dezastrul ăsta poate fi reparat! Iar acum, tușa magică! Shopping style. Coafura perfectă pentru a merge la cumpărături de Halloween. Oh, Halloween! Iar eu sunt fără dovleci. Păi, am o surpriză pentru tine. Am făcut prăjituri cu dovleac și cu gemul de Halloween. Wow! Nu sunt doar decorative, dar prăjiturile astea se pot mânca. O să fie un succes. Cât Fabio mi-a aranjat părul, mă gândeam să mergem la cumpărături și să rezolvăm misterul. Da! Arăți așa curajoasă cu machiajul ăsta. Ador să merg la cumpărături cu voi. Și dacă există vreun monstru, sigur îl speriem. Bună, dragilor! Sunt din nou aici, gata de cumpărături. Azi niciun monstru nu mă va speria. Vreau doar să merg la cumpărături. Dar Lady Gigi e manechinul gonflabil care promovează mall-ul. Vedeți, dragilor, monștri nu există. I love VIP Pets. Ce e viața? O iluzie, o umbră, o ficțiune. Și cea mai măreață faptă e mică. Toată viața e un vis. Iar visele... iar visele sunt vise. Fetițo, te descurci foarte bine. Iubesc teatrul. Hei, uite! Casting pentru pisici, băieți și fete. E marea mea șansă. Hei, să joci ca o pisică nu e ușor. Știi deja ce ai de făcut. Da, am să dau tot ce pot. Miau! Și ce fac pisicuțele? Merg pe furiș, se mișcă cu eleganță, au răbdare și mai ales... Emoțiile mele câinești m-au trădat, Va trebui să mă controlez dacă vreau să iau rolul principal. Trebuie să mă concentrez mai mult. Miau! Miau! Cred că trebuie să repet mai mult. Cât e ceasul? Ce miroase așa? Salut! Suntem animăluțele cele mai pasionate de coafuri. Ne bucurăm de aventuri din plin. A fost delicios. Dar mirosea ciudat, nu-i așa? Poate au schimbat sosul. Nu, s-a simțit un miros urât toată ziua. Nu vă dați seama, dar noi, pisicile, avem un simț fin al mirosului. Da, da, sigur. Cu mirosul ăsta, nu pot intra în rolul de pisică. Bună, unchiule. Miroase ciudat. Sunt înfundate țevile.
Nu mai funcționează nicicum. Oricât de mult folosesc pompa. Da, unchiule, cu mirosul ăsta nimeni nu o să mai vină la salonul nostru. Nici o grijă, Fabia. Le repar într-o clipită. Ce urât mirose! Trebuie să aflăm de unde vine mirosul ăsta odată pentru totdeauna. Dar cum? Lăsați în seama mea. Cu abilitățile mele de felină am să rezolv acest caz. E un hamburger aici. Oamenii ăștia sunt așa neglijenți. Nu văd coșurile de gunoi? Poate mirosul vine de la hamburger. Nu, nu e rău. E foarte bun. Ce e? Mi-era foame. Hei, agrafa pe care o ai? E un alt indiciu aici. Haideți! Am obosit deja de la atât de mult mers. Vine de acolo! Nu, fetelor, doar că asta mi-a scăpat. Chiara, tu ești! Ce? E căcuț de pasăre! Asta e ce simt și miros? Adică... Miau! Miau! Gata! Am făcut asta toată ziua! Dar împreună suntem mai puternici! Ce e asta, unchiule? Trebuie să fie părul pe care îl arunc de fiecare dată când... Arunci părul acolo în fiecare zi? Dar, unchiule, părul nu se aruncă la toaletă! În afară de asta, risipești multă apă! Uite ce ai făcut! Dar e deja rezolvat! Destinul tragic, miau! A încercat să-mi joace, miau! Peste! Chiara, nu mai încerca să faci pe pisica tristă! Respira adânc, inspiră, expiră! Am o idee! Cariera de pisică s-a sfârșit! Lăsată în voia propriei soți, fără... Nu mă miroase deloc urât! Trebuie să ajung la un casting și nu pot să merg așa! Și ce-ar fi dacă am merge la Fabio? Da! Eu și aici miroase urât! Bună, Chiara! S-au înfundat țevile! Chiara! Ce s-a întâmplat cu părul tău? Tocmai l-am aranjat! Oh, Fabio! Am un casting pentru rolul de pisică într-un film important! Dar o pasăre a făcut în părul meu! Și apoi VIP Pets au încercat să mă ajute și am ajuns udă toată! Știu eu! O coafură specială! Sunt sigur că o să fiu observată la casting! Joci pisica foarte bine! Și o bentiță cu urechi de pisică! Fashion cat style! Mulțumesc foarte mult! Cu plăcere, Chiara! Și parfum de pisicuță! Ca să poți intra cu totul în personaj! Super, miau! La casting! Sunt grozave! Nu din nou! La coșul de gunoi, unchiule! Sper să mă aleagă pentru că m-am pregătit mult datorită vouă, fetelor! Poți reuși, Chiara! Ești cea mai bună! Da! Capul sus! Următorul cățel la castingul pentru pisica principală, Chiara! Trebuie să prinzi o pasăre! Scuze, prietene! Te-am rănit? Foarte bine, Chiara! Rolul e al tău! Da, l-ai luat! Ai fost atât de bun! Mulțumesc, fetelor!